Fiți binecuvântați, dragilor! Suntem în cadrul proiectului Împreună, în citirea Sfintelor Scripturi, în ziua 188, anului 2024. Textul biblic pentru astăzi, pe care cei mai mulți deja l-ați citit, este din Faptele Apostolilor, capitolul 13, de la versetul 14 până la versetul 52. Avem un pasaj biblic foarte interesant, care rede o parte din prima călătorie misionară a apostolului Pavel și a tovarășilor lui de lucru. Mai întâi, în primul verset, Scriptura ne spune că s-a oprit în perga în zona pamfilie. Aici găsim un moment special din activitatea de misiune și anume Ioan, Zis și Marcu. A fost cel care s-a despărțit de ei. A ales să plece înapoi la Ierusalim, din unde, cu ceva vreme în urmă, Pavel și Barnaba l-au luat în lucrare. Motivul real pentru care Ioan, zis Marcul, s-a retras din misiunea aceasta, nu-l știm. Știm însă că a creat o anumită controversă între Pavel și Barnaba atunci când el s-a întors și a dorit din nou să reia misiune. Probabil asupra acestui subiect se va reveni în zilele următoare. Prima învățătură pe care aș dori să o avem în vedere este că atunci când Dumnezeu ne cheamă la o misiune, este posibil ca nu toți cei din jurul nostru pe care poate ne-am vizuit sau pe care am crezut că vor fi cu noi în aceeași lucrare, vor avea Aceeași viziune cu privire la lucrare, unii dintre ei vor da înapoi și se vor retrage. Nu înseamnă că sunt neapărat răi, nu înseamnă că fac fapte rele, dar este posibil să nu primească aceeași viziune pe care noi am primit-o. De aceea, întotdeauna recomandarea mea ar fi să nu te bizuiești pe om, ci ai încredere în cel ce te-a chemat la o slujire și continuă slujirea, poți slujirea. Așa cum Dumnezeu ți-a încredințat-o să o faci printre oameni. Începând cu versetul următor, Scriptura ne spune că Apostolul Pavel, împreună cu echipa sa, cu Barnaba și ceilalți, au pornit mai departe și au ajuns în Antiochia din Pisidia. Este foarte interesant că aici Apostolul Pavel a găsit sinagoga, locul în care putea să propovăduiască cuvântul. Și în ziua de sabat, Scriptura spune că a intrat în sinagogă. Acolo în sinagogă au găsit uh, o întâlnire specială nu numai de evrei, dar și oameni dintre neamuri uh, veniseră la slujire în sinagogă, să asculte sinagogă. O parte dintre neamuri primise învățătura evreilor, uh, acceptase pe Domnul Dumnezeu ca Dumnezeu și cu bucurie veneau să se închine alături de evrei. Scriptura spune că atunci când au intrat în sinagogă, s-a citit legea, s-a citit cuvântul din proroci, iar după ce s-a citit Scriptura, cei de acolo i-au întrebat dacă au vreun cuvânt de îndemn. A fost oportunitatea pe care Dumnezeu a dăruit-o lui Pavel de a vesti cuvântul sfânt, adevărul așa cum l-a primit de la Domnul Dumnezeu. Prin urmare, Urmărim uh, mesajul unei excelente predici cu privire la Mântuitorul Isus. A început mesajul Apostolului Pavel cu izbăvirea evreilor din Egipt, a continuat apoi cu David cu uh, cuvinte sfinte din proroci, Dar subiectul central al mesajului său a fost acesta: Isus, împlinirea tuturor cuvintelor din scripturi. De aceea, dacă îi urmărim cu atenție mesajul lui, găsim de câteva ori menționat termenul s-au împlinit sau au fost împlinite. În versetul 27, apostolul Pavel în predica sa rostește s-au împlinit cuvintele prorocilor. În versetul 29, s-a împlinit ceea ce era scris despre el, adică despre Isus. Versetul 33, făgăduința pe care Dumnezeu ne-a făcut-o, a, făcut a împlinit-o în Iisus Hristos. Subiectul principal, mesajul pe care Pavel l-a avut, a fost acesta, Iisus Mântuitorul. Pentru el era practic cuvântul acesta, pentru că Isus era în, 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 cel ce aduce iertarea păcatelor. În el se vestea iertarea păcatelor neamurile cu bucurie au primit cuvântul lui Dumnezeu. Este adevărat că o parte din evrei au fost răzvrătiți și n-au dorit să-l mai asculte pe Pavel. S-au întors împotriva învățăturii și a trebuit Pavel să plece din Antiohia. Dar cuvântul lui Dumnezeu încheie pasajul acesta cu un lucru extraordinar. Pavel și Barnaba au plecat în Iconia, dar ucenicii erau plini de Duhul Sfânt și de bucurie. Așadar, am dorit din toată inima să avem mereu mesaje de la Duhul Sfânt, centrate pe Mântuitorul Iisus, ca peste noi, ca ucenici, să fie Duhul Sfânt și bucuria lui Dumnezeu a mei. bine binecuvântați! E